Sunt Andrei Marin și sunt inginer software. Eu am pornit proiectul Iris Robotics din dorința de a dezvolta partea de inginerie în domeniul roboticii și a inteligenței artificiale, pentru că mi-a plăcut foarte mult de când eram în timpul liceului să particip la competiții tehnice și am vrut să dezvolt latura de business a acestui domeniu chiar aici în Iași, în România. Mi-a plăcut foarte mult să dezvolt partea de robotică și cu preponderență partea de roboți animatronici, iar robotul Linda a venit ca o dezvoltare firească a părții de inteligență artificială în domeniul roboților animatronici, pentru că noi făceam asta de ceva timp, de aproximativ un an și jumătate. Iar Linda a venit ca și o dorință din partea clienților noștri din zona de festivaluri și parcuri de distracție sau mall-uri, pentru a avea o interacțiune cât mai umană, cât mai firească cu clienții lor. Numele meu este Linda Robotul. Și am făcut un liceu teoretic de informatică care m-a propulsat în zona competițiilor naționale și internaționale de robotică și software. Am participat la competiții cum ar fi World Robot Olympiad în Doha, Qatar și în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Partea de roboți animatronici a venit ulterior ca și dezvoltare a zonei de roboți mecanici, care erau înzestrați doar cu partea de mișcare și înțelegere limitată a mediului în care se află. De-a lungul timpului mi-a plăcut foarte mult să lucrez în echipă. Am format o echipă de 10 oameni, atât pe partea de marketing, cât și pe partea tehnică, care m-au ajutat pe partea de mecanică, electronică și programare pentru dezvoltarea roboților din cadrul Iris Robotics. Proiectul acesta a însemnat foarte mult pentru mine, m-am dedicat foarte mult atât fizic cât și spiritual. Mi-am dedicat foarte mult timp pentru dezvoltarea acestui proiect, pentru a ieși cât mai bine, cât mai uman, atât partea hardware cât și partea software. Robotul Linda este în stadiul actual dezvoltat pe 4 puncte de mișcare. Își poate mișca capul, gâtul, ochii și maxilarul și se poate sincroniza cu vorbele date din sintetizatorul de voce, care poate vorbi atât în limba română cât și în limba engleză și înțelege cuvintele pe care le spui printr-o interacțiune cu un buton. În viitor ne dorim să eliminăm acest buton și să facem o interacțiune cât mai firească, fără a fi necesar un buton pentru interacțiunea cu robotul. Și de asemenea, din punct de vedere hardware, ne dorim să îmbunătățim robotul cu mâini și picioare pentru a se putea mișca și a-l putea integra cât mai bine în mediu. De mic am fost pasionat de roboți, cu preponderență de roboții humanoizi, iar robotul Linda a venit ca o provocare pentru noi, atât pentru echipa tehnică, cât și pentru echipa de marketing, pentru că cu toții am fost foarte doritori să vedem acest proiect dus la bun sfârșit. Acum mă vei înțelege, pa, pa!